Salutare tuturor, este Nafal și bine m-am găsit la un episod de Bully. Înainte să începem, ca de obicei, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria și o susțineți. Acum hai să mergem direct la misiune. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah. So if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Ok, deci se pare că o să învățăm o lecție pe domnișorul acesta. Ok, pe aici pe undeva ar trebui să fie. Aha, l-am luat. Și acum, hai să înțeleg să mergem. E foarte mult de mers și, na, e enervant. Pentru mine, pentru voi, eu tai și nu vă plictis. Ok, ar trebui să fie undeva pe aici. Trebuie să urcăm scările cu bicicleta? Wow! Să luăm rubber band-ul. Did you get them? Yeah, I got them. Now what? Burton always goes to the can when he goes running. We've got to make sure he uses this one. Nu dă voia stânga, e blocat. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. This sounds like it's gonna be good. Dacă intru cu bicicleta, se pune că le-a. Bun. Deci noi trebuie să ne asigurăm că ăsta nu folosește și, nu folosește și celelalte toalete. Fuck! My life, chiar. Acum trebuie să scap de curcani. Fucking god. Hai să luăm misiunea din nou. Super. Super, super, super. Cum ne-ai băut? Ah. Om, ce mă enervează. Bă, aoleo. Sunt proaste controlele. 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 Și imediat dai peste cineva. Sunt curios dacă... Ce caută steaua asta aici? Oare continuă misiunea de aici sau ce? Așa, mă, în sfârșit vine și jocul ăsta cu o idee ca lumea. Hai să dărâmăm toaletele astea. Dă-i că pe iarbă nu vrea. Bă, care dă-mă cu ouă după mine? Ia uite-l bă pe ăla și ouăle lui. Și ultima toaletă. Return to Zoe. Tu exact. Să îi dăm revanșa. Vede fraierul ăsta, nu știe ce l-așteaptă. Ce trage ăsta, bă, el nebunul cu ouă. Damn vandals. Aole. Ah, much better. Much better. Mănâncă-n-as.
Oh my god. Corn! I didn't have corn for dinner! This is awful! Yuck! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days with bleach! Ah! This is worse than when I got hazed! Yuck! Okay. And done. Oh, uite, avem misiune aici, în apropiere. Ce-ar trebui de bine? Aolo, altă oră. English 1. Nici la English nu mă duc. Nici să mă bați, nu mă duc. Să luăm bicicleta, că merg mult, mult, mult mai repede cu biclada. Cu biclada au peste prostovani ăștia. Aici sus. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when Father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh, man. Fra trofeele, vă dați seama? Hai să luăm trofeele. Mă nervează așa la misiunile astea. Pentru că au devenit enervante în ideea că trebuie să mergi foarte mult, frate. Go to the warehouse in Blue Skies Industrial Park. Uitați-vă și voi, n-am ajuns bine. Și n-am putut să filmez. Pentru că îmi dă action-ul crash, dar nu știu de ce. Și mă pune să mă duc aici. Pot să tai chiar tot, adică devine enervant. Unde sunt polițiștii aici? La intrare. Este un fel de orașul nebunilor, ce n-ai vrea. Asta ci că e stradă, dar nu merge skateboard după aia. Ok, hai să vedem ce mai avem de luat de aici. Bine, asta, trofeele. Find the town is putting rats in the crates and get a picture. Deci eu trebuie să-i prind pe ăștia în flagrant. S-a buguit sunetul de la joc. Nu am ce să-i fac, așa că va trebui să jucăm fără sunet. Va trebui să jucăm fără sunet, cel puțin până termin misiunea asta, pentru că trebuie să dau restart la joc și n-am cum să dau restart la joc în timpul misiunii. Așa că pun de nebolotul mă ăștia. Ia caută câinele aici. Și așa ciudat fără sunet, știu, dar n-am ce să-i fac. Jocul ăsta e prea prost și să buguiește sunetul, ce mi s-a mai întâmplat până acum, dar... E încă o carte. Mi s-a mai întâmplat până acum, dar... Na. Și nu-mi dau seama. Ok.
Zoom. Cum ne-ar trebui să ajung eu acolo? Pe aici, ok. Aoleu, sper că la voi nu s-au de gen. S-o zic niște pixel, deci pixel, nu pixel, s-o zic. Nu știu cum să descriu cum s-au zis. Photograph the town is. Nu trebuia să... Bad photo. De ce, mă? Ei, atunci îl bat pe ăsta. Mă gândeam că trebuie să fiu sneaky, sneaky. Ok. Și mai e și cu leg spike-uri, doamne. Bă, ăștia vor zoom. La ce trebuie să fac poză? Că eu n-am înțeles. Photograph the townies with the stolen trophies. De ce e asta bad photo? Să-mi explici și mie cine. Eu nu pricep. Ok. Doamne, abia cu e good photo. Fuck you. Și iar desmerge. Ok, ne-am reîntors, am ajuns. Nu știu cum o să arate asta. Vă spun că o să sărim peste. Pentru că nu s-au de nimic. Ok. Uite și bicicleta mea care am lăsat-o prima oară aici. Bun, păi haideți că aici încheiem episodul și mă duc să salvez și chestii de astea. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Mulțumesc. Aoleu, am dat peste polițai. Pentru că ați acordat-o și ne vedem data viitoare.